Castelul Corvinilor este din nou în finala concursului Destinația Anului, pentru al doilea an consecutiv. Reprezentanții impresionantului monument vă invită să fiți alături de ei și să-i sprijiniți prin vot, la categoria Atracții Culturale Educative. Anul trecut, Castelul Corvinilor s-a situat pe locul al doilea, la o diferență de doar câteva voturi față de primul clasat. Castelul Corvinilor se regăsește între finalistele concursului Destinația Anului. Hunedorenii sunt invitați de către reprezentanții Castelului Corvinilor să susțină prin vot impresionantul monument. Câștigătorii vor fi anunțați în data de 21 mai. Iată că pentru al doilea an consecutiv, Castelul Corvinilor este în finala concursului Destinația Anului. Cu ajutorul hunedorenilor, dar și a celor care iubesc acest monument și familia Corvinilor, anul trecut am reușit să ne clasăm pe locul al doilea, la o diferență de câteva voturi de primul loc. Așadar, și în acest an apelăm din nou atât la cei care locuiesc în județul Hunedoara, dar și în România, sau cei care, așa cum am menționat anterior, apreciază ceea ce se întâmplă în Castelul Corvinilor și în municipiul Hunedoara, să ne voteze din nou și să țintim, de ce nu, pentru locul întâi la categoria Atracții Culturale Educative din cadrul concursului Destinația Anului. Reprezentanții monumentului spun că o contribuție esențială în promovarea castelului o au și proiectele de restaurare realizate cu sprijinul primăriei municipiului Hunedoara. Ceea ce se întâmplă la Hunedoara, ceea ce se întâmplă la Castelul Corvinilor, aceste proiecte de restaurare inițiate de primăria Hunedoara, aceste proiecte de punere în evidență a familiei Corvinilor și a castelului inițiate împreună cu primarul municipiului Hunedoara, cu domnul Dan Bobotanu, nu rămân fără ecou. Destinația Anului este cea mai importantă competiție pentru destinații turistice din România, care se bazează exclusiv pe obiectivitate. Câștigătorii sunt desemnați de voturile unui juriu de experți, vot public și cercetare sociologică reprezentativă național.